Învățătoarea claselor primare de la Liceu Mihai Eminescu din Cimișlia, Natalia Margin, în perioada de pandemie coronavirus, a găsit o metodă ingenioasă de a marca sărbătoarea ultimul sunet pentru absolvenții claselor primare. O caravană cu genericul Adio clasele primare, care a vizitat fiecare elev la domiciliu. Astăzi este 29 mai. Copiii sunt foarte emoționați și foarte, să zicem așa, un pic supărați că nu au ocazia de ultimul sunet, să asculte acel sunet al clopoțelului, să se îmbrățișeze unul cu altul. Chiar și eu nu am ocazia să îmbrățișez pe toți. De aceea am hotărât să facem o caravană ca să le facem o mică surpriză copiilor, să aibă posibilitatea ca să audă acel sunet al clopoțelului, să și-a rămas bun de la prima lor învățătoare, să-mi iau și eu rămas bun de la ei și să le urez un drum bun, un drum bun mie. Viața este ca un semafor. Verde mereu să ne fie. De aceea, cu mici surprize, pornesc spre fiecare acasă cu cele mai sincere și calde urări de bine, ca să pot să le cuprind după 3 luni de pandemie, care nu ne-am văzut, ne-am văzut doar pe Zoom, făcând lecții online. Și ei știu că eu vin să-i fotografiez doar, de surpriză nu știu nimic. Și eu de-abia aștept să-i revăd. Surpriza pentru copii a fost nu doar faptul că s-au întâlnit cu învățătoarea, dar și că au avut parte de diplome, cadouri și chiar au lansat în zbor fiecare câte un porumbel. Dă-ți prin după 3 luni. Așa, uite să zâmbești toată vara așa cum zâmbește acest balonaj. De diplome și flori au avut parte părinții, bunicii și profesorii, toți care au participat activ în educația copiilor în această perioadă dificilă de izolare la domiciliu. Care particip zilnic la activitățile desfășurate la distanță, în cadrul campaniei sunt responsabil, clasa mea e acasă, precum și pentru rezultatele deosebite pe care le înregistrez. Felicitări, dragul meu elev, felicitări, dragi părinți, aveți grijă, ai grijă de tine, aveți grijă de voi. Asta este a ta. Așa, aici avem o diplomă pentru mama, familie, nu numai mama, dar și tata împreună, pentru că v-ați implicat în activitățile educative copilului. Mulțumim frumos, mulțumim. Este diploma ta, că ai absolvit ciclu primar, da? Și uite aici o mică surpriză de la doamna Natalia. Poftim. Și așa, cum ai fost, cum te-am știut eu de cuminte. Și bravo, așa să fii și în continuare, cu forțele tale, așa cum ai putut, dar să te ridici la cele mai înalte culmi. Și din cauza că nu ați avut posibilitatea să ascultați, să auziți ultimul sunet, clopoțelul. Uite-te, vrei să suni tu din clopoțel? Îți dau voie ție. Sărbătoarea ultimul sunet pentru absolvenții claselor primare în acest an nu s-a desfășurat în incinta școlilor din motivul restricțiilor impuse de coronavirus. Cei mai ingenioși profesori și elevi, precum cei de la Cimișlia, au reușit totuși să organizeze o sărbătoare de neuitat cu prilejul încheierii anului școlar. 1, 2, 3!